Pentru mulți, consumul de legume poate fi o provocare, însă dacă le vei evita, este posibil să ratezi o mulțime de substanțe nutritive și vitamine benefice pentru starea de sănătate. De exemplu, există anumite legume care scad nivelul de colesterol. Nivelul ridicat de colesterol reprezintă un risc semnificativ mai mare de dezvoltare a afecțiunilor cardiovasculare. Din fericire, colesterolul poate fi ținut sub control prin stilul de viață sănătos, care, printre altele, presupune consumul de alimente benefice pentru organism. Alimentele recomandate care te ajută să ții colesterolul sub control sunt morcovii. Sunt o sursă bună de fibre solubile care pot ajuta la reducerea nivelului de colesterol. De asemenea, sunt bogați în beta-caroten, vitamina A, care te poate proteja de bolile cronice, cum ar fi bolile de inimă. Morcovii reprezintă o sursă excelentă de vitamine și minerale. O jumătate de cană cu morcovi îți poate oferi până la 73% din necesarul zilnic de vitamina A, 9% din vitamina K zilnică, 8% din cantitatea de fibre zilnice, 5% din vitamina C zilnică, 2% din calciu și fierul zilnic. Cea mai bună veste este că morcovii sunt alimente versatile care pot fi consumate sub diverse forme. De pildă, pot fi consumați cruzi, fierți sub formă de humus, pot fi adăugați în salate, supe și ciorbe sau pot fi prăjiți în ulei de măsline și usturoi și savurați pe post de garnitură. De asemenea, morcovii pot fi consumați și sub formă de suc. Pe lângă acest beneficiu major, morcovii sunt extrem de sănătoși pentru dantură, dar și pentru vedere. De asemenea, datorită conținutului de vitamina C, morcovii întăresc sistemul imunitar și previn infecțiile. Aceste legume sunt extrem de apreciate și pentru că țin sub control diabetul, combat constipația, ajută la întărirea osoasă, dar și la slăbit, deoarece au puține calorii.